Scene uluitoare au fost surprinse în Râmnicu Vâlcea. Mai mulți muncitori fură asfalt proaspăt turnat cu ajutorul unei mașini de lux. În imaginile surprinse cu telefonul de un trecător se observă cum angajații umplu portbagajul mașinii. Crezând că nu-i vede nimeni, iau cu lopata asfaltul abia turnat și îl pun direct în mașina de 10.000 de euro. Primarul orașului spune că nu-i poate da afară pe muncitori pentru că nu mai găsește alți oameni care să muncească. Tot ce a făcut a fost să le taie 10% din salariu.